Haine care crapă pe trupuri corpolente, păr neîngrijit în cazul bărbaților sau cocuri de congresul al 14-lea în cazul femeilor, prea mult machiaj, mult gel în păr. Sunt doar câteva dintre gafele de imagine pe care miniștrii din guvernul Tudose le fac în fiecare zi. Reporterii Observator au mers cu tot cabinetul la stilist. Vedeți cine a trecut testul unui look fără cusur în materialul următor. Încă de la începutul mandatului, premierul Tudose a ajuns în viitor. A fost asemănat de toată lumea cu un personaj din Star Trek, dar nu s-a supărat. Atâta timp cât poporul român încă are umor, eu spun că mai avem o șansă. Tânărul ministru al finanțelor, Ionuț Mișa, are grijă de imaginea publică. Când apare la televizor, își pune repede sacoul și aranjează icoana de pe birou, la care se mai roagă ca țara să prospere. Încă mai cred în mine. Și ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, este atentă la imagine. Foarte mult capaș, din ce îmi dau eu seama aici, da, la fel și foarte mult fixativ. Dar tunsoarea îi se potrivește pentru vârsta dânsei. Ilan Laufer este cel mai tânăr și cel mai bogat ministru. Înainte de a vorbi despre cum e îmbrăcat, iată-l dezbrăcat. A pozat acum 5 ani pentru o revistă. Și mi s-a părut ceva chiar foarte mișto. Laufer spune că se îmbracă modest, însă accesoriile sale depășesc mii de euro. Pantofii, cred că am dat pe vreo 80 sau 90 de euro. Aveți ceas scump la mână? Acum, da. Eu aș renunța la gelul acesta. Este într-un post de demnitar. Petre Daia, ministrul agriculturii, este mereu la patroace. Știe să asorteze perfect costumul cu cizmele de cauciuc. În fiecare dimineață mi le alege soția. Răzvan Cuc, ministrul lipsei autostrăzilor, sărută moște și se ceartă cu constructorii. Poate și cu propriul croitor, cred stiliștii. Să nu strângă așa sacoul, să nu pleznească. Sevil Șaide, ministrul dezvoltării, nu pare să investească prea mult în propria imagine. Este un pic neglijentă. Eu aș recomanda o, tot așa, o stilizare. Despre Lia Olguța Vasilescu, stiliștii spun că machiajul tip Cleopatra și cu încălțămintea gen Lady Gaga nu o avantajează. Aș scăpa de coada aia, că am văzut că își face dânsa tot timpul o coadă la spate, o codiță la spate. Îi recomand însă este să aleagă simplitatea, finețea. Carmen Dan și Rovana Plumb sunt cele mai bine îmbrăcate femei din guvern, spun cei avizați, iar Petre Daia și Teodor Meleșcanu sunt desemnați cei mai eleganți miniștri.